8 grade în Islanda. Am creat-o pentru 4 zile și m-a costat 100. Sunt foarte fericit! Cum am comandat cap de oaie cu cartofi? Să știu că la gust nu-i rea, e un pic sărată. Băi, ai scrierii scoși. Deci am trebuit să văd și pe asta. O parte din mitologia scandinavă. Așa cum v-ați dat seama din titlu, astăzi, de fapt, vlogul ăsta e despre Islanda. Momentan mă aflu în Milano, așa cum v-am zis în celălalt vlog, din Portofino am venit în Milano. Am petrecut aici după masă și noaptea o să dorm aici, după care dimineața am zborul la 7:30. Intri în WC-ul să te pii, liniștit. Și găsești asta. Nu știu dacă e telefon sau baterie externă. Și a sosit momentul să ne îmbarcăm pentru un zbor de 4:30. Bun venit în Islanda, dragi prieteni, trebuie să mă întâlnesc acum cu cineva ca să mă ia de cu mașina. Cred că ăsta de la Lotus e. Sau? Da, băiatul ăsta a fost, mă ia pe mine și mai 4 persoane. Am încreiat o mașină, vă arăt imediat mașina, vă spun cât a costat. Scot-o apuri. Cu mașina asta cred că-n ea. Am primit aici un ghid informativ pentru a conduce în Islanda, aici sunt limitele de viteză și aici trebuie foarte atent să fiu când deschid ușile la vânt și la să nu te oprești în mijlocul drumului să faci poză la peisaje. Trebuie avut grijă la oi, sunt foarte multe oi în țara asta. Ok. Da, așa cum v-am zis, asta e mașina pe care am închiriat-o. Am închiriat-o pentru 4 zile și m-a costat 175 de euro. E o Kia, nu știu ce model, știu că e benzină. Ne vedem din capitala Islandei, Reykjavik. Și apropo, așa arată numele de înmatriculare în Islanda. Sunt super mega fericit să mă aflu în Islanda, aici să conduc pe drumurile din Islanda. Nu știu, pentru mine a fost acum mulți ani, m-am gândit la Islanda, m-am gândit ceva de genul: bă, cum ar fi vreodată cândva să mă duc în Islanda? Și dacă vrei în viață și îți dorești ceva cu adevărat și visezi și chiar, mă repet, chiar îți dorești ceva să faci în viața asta, bă, poți să faci, nimic nu e imposibil. Ești foarte fericit! Acum câteva zile eram în Italia, în Portofino, făceam baie în Marea Mediterană, acum sunt cu bocanci la 8 grade în Islanda. Asta din fața mea e autogara din Reykjavik, din capitala Islandei, cum v-am mai zis. Și am venit aici pentru că-s rupt de foame și nu doar pentru asta, ci și pentru că aici o să mănc o mâncare pe care numai aici cred că găsești în toată lumea. Mai exact, cap de oaie cu pireu de cartofi. Pentru că în Islanda sunt foarte multe oi și felul ăsta de mâncare, cap de oaie cu cartofi piure, ci că mâncau vikingii mai de mult. Așa de aici, de la Sabos. Cam așa arată autogara. Acum am comandat cap de oaie cu cartofi, cum v-am zis, cam așa arată restaurantul. E un restaurant cât de cât local, că aici vin să mănânce local. Și de ce m-a uimit până acum, n-am mai zis niciodată așa ceva, e că acolo... Unde e? Acolo așa e pahare și apă, care, uite, vezi, pur și simplu mergi și te servești, nu trebuie plătită, nu nimic.
În toată Islanda apa nu se plătea, știi ce? Am mai văzut ceva de genul în Norvegia, la restaurante, de exemplu, sau în localuri, apa nu se plătea. Și mi-a venit și mâncarea. De când mama m-a făcut, n-am mai mâncat așa ceva. Uitați voi cum arată. Ce vă, să uită ochiul ăla la mine? S-am poftă. Bă, să știi că la gust nu-i rea, e un pic sărată. Mai ce-i nașpa e... Că vezi oasele astea, nu e o imagine chiar plăcută când mânci. Cum mânci, să vede mai urât. Dar nu-i rea, să știi că nu-i rea. Asta arată pe partea asta la altă. După cum vedeți, creierii scoși. Nici el, nici eu n-avem mai multă minte. Dar e bun, trebuie să ce dinți are. Ce lucezi dinți. Cea mai bună parte până acum a fost că e limba. După partea asta la altă poți să ai acces la limba. Gata, am mâncat. Atât în localul ăsta poți să găsești și pizza să mănânci dacă vrei și arată chiar foarte bine. Tanti, dă-te de-n drum. Na, am trăit să o fac și pe asta, să mănânc cap de oaie. Nu mă gândeam că pot să-l mănânc. Bă, are un miros, adică pute un pic, mai ales după ce-l mănânci și mai stai așa un pic la masă, să sâmche ceva că pute. În rest, carnea e gustoasă, e un pic sărată, nu știu dacă e așa ea sau nu, că n-am mai mâncat niciodată, iar prețul costa 17 euro. Ce părere aveți? Voi ați mâncat așa ceva? Apropo, Reykjavik e cea mai nordică capitală din lume, așa ca să știți. Am parcat mașina și am venit un pic pe centru să-mi cumpăr ceva dulce de la ceva patiserie sau ceva, că sincer m-a rămas un gust nașpa după handicapata aia de oaie. Nu mă înțelegeți greșit, nu a fost rea, numai, nu știu, un gust așa de carne împuțită sau nu știu cum să-i spun. Un gust nașpa după ea. Na, da, eu aș mai mânca dacă ar fi să aleg, de exemplu. Și am văzut aici ursuleții, nu pe ăștia caut, o patiserie cea mai bună, cică de aici. Ceva cu ghidă genul să vin și eu mâine. Asta așa căutam eu, să-mi iau ceva dulce de aici. Cumpăram melcul ăsta cu scurțișoară sau cu ce îi. Îl mânc și de foame și de poftă că mi-e ceva dulce, dar cel mai degrabă îl mânc pentru că nu-mi place gustul care mi-a rămas după ce am mâncat oaia aia. Stai că trebuie să ies afară să mâncă, dacă mâncă înăuntru te fac sfârmituri și trebuie să le aspir la ăștia mașina și nu mă complic. Gata, am mâncat, a fost foarte bun. Acum mergem, ce freză am. Acum mergem vreo 80 de kilometri ca să vedem un geyser. Chestia aia, apa aia care sare în sus, știți voi. Cam așa arată drumurile odată ce ieși din oraș. O oră mai târziu, după ce am plecat din Reykjavik, am ajuns la geyser. Sau geyser, cum îl cheamă. Vremea chiar nu ține cu noi. Și bate vântul și plouă și frig. Uitați și voi la ce hal de vreme am știut să vin. N-am stat eu bine acolo în Italia, la căldură, la apă, la soare. Iar de aici începe tot câmpul ăsta, e plin de geizere. Mai în față e geizerul Stocur, care ajunge de la între 7 și 8 metri înălțime. Iar un geizer, de fapt, e o apă care clocotește la până la 130 de grade subteran, ajunge până la minus 10 metri. Iar când ajunge să formează acolo un fel de presiune, atunci îi zbunește în sus. Iar cel mai înalt geizer se află în America, ajunge la 27-28 de metri înălțime. Iar ăsta de aici, pe care o să-l vedem noi imediat, e al doilea cel mai înalt din lume. Foarte multă lume vine aici la el. Chiar dacă afară nu chiar plouă cu găleata, puche foarte urât de la apa asta, bate vântul și frig. Dar ce văd, toată lumea are prelate, de aia numai eu. Îs cum îs. Aici toată lumea stă pe poziție, așteptând să-i rupă geyserul. El le rupe odată la, nu știu, fiecare depinde unul de altul, la cât timp își face presiunea aia. O rup deja de două ori, dar până am scos eu telefonul. Mare, după aproape oră de stat în ploaie pentru a vă filma vouă geyserile. Cam așa arată shop-ul de aici. E tot felul de luzii să-ți cumpere.
de la halbe făcute, cred că din corne, dar ceva animale, la piei, la haine. Islanda e o foarte mare producătoare de piei și de lână, pentru că sunt foarte multe oi aici. Tractorul unchiul Dorin. Așa, celebrele păsări puffins, pe care cred că numai aici în Islanda poți să le vezi. Nu am văzut decât în alte vloguri și sunt foarte, foarte frumoase. Poți să faci turul să le vezi, de exemplu. Să mergi pe insula pe care ele îs. Aha, mă, la ce vin e Crăciunul, nu mijlocul verii. Ce scoate să Moș Crăciun pe aici? Deci am trebuit să văd și pe asta. Doză goală, că e goală, nu e nimic în ea, dar e sigilată, în care scrie că e aer proaspăt în muntele Islanda, mă, și-o pucă râdul. Și aici în spate scrie că vă rugăm să o desfaceți în afara Islandei ca să simțiți, cum zice, diferența de aer proaspăt. Bă, dar cât vrea pe una din asta? Bă, dar mă apucă râsul, bă, omule, cum Dumnezeu să vinzi doze goale, practic? Ai de capul meu, asta da marketing. Știu, celebrii troli care fac parte din mitologia scandinavă. Mama Viking. O altă atracție turistică la care m-am oprit acum și una dintre cele mai importante de aici din Islanda îs plăcile tectonice care desparte practic geologic vorbind Europa de America. Silfra e o fisură formată între plăcile tectonice nord-americane și euroasiatice. E un loc unic în lume pentru că e singurul loc unde poți atinge simultan două plăci tectonice. Fisura traversează Islanda de la nord la sud, iar geologic vorbind, capitala Reykjavik se află în America, pe când restul țării se află în Europa. Acum clar că o să vă arăt și eu pe viteză, cât e un pic din fiecare, pentru că necesită mult timp. Cu foarte mult timp în urmă, pe când Islanda era foarte puțin populată, erau foarte multe cazuri de incest, iar oamenii care făceau asta erau uciși aici la cascadă. Din 2010 există o aplicație care îți arată dacă ești rudă cu cineva sau nu pentru a evita incestul în Islanda. O altă activitate interesantă pe care poți să o faci aici îi... Acolo undeva mai jos am fost eu și dacă mergi departe, hai că dau zoom. Undeva pe acolo, mai exact pe acolo, între plăcile tectonice s-a format un râu și acolo se pot face scufundări. O să vă pun aici în câteva imagini de acolo care nu mă aparțin, ca să vedeți ce înseamnă să faci scufundări între plăcile tectonice americane și europene. Mi-am luat între timp cazare. Aici voi sta o noapte, chiar în Reykjavik. Bă, că e renovare sau ceva aici. Nici nu știu ce trebuie să fac aici. Deci asta e camera. Cam așa arată. Dormitorul. Și asta e o bucătărie pe care, bineînțeles că nu o să o folosesc, eventual să stau aici la editat. Cam așa ar fi spuse astăzi, să văd ce văd eu aici, să văd ce văd eu aici. Cam asta e viu, căsuțele aștept două colorate. Cam atât și cu vlogul de astăzi. Eu mă pun să editez, apoi să ies un pic în oraș, să mânc ceva. O să mai urmeze cel puțin două sau trei episoade, adică vloguri de aici din Islanda. Iar voi, ne vedem data viitoare. Pa!